Pompierii militari ai gărzii de intervenție Vicovul de Sus au intervenit în după-amiaza zilei de 12 mai cu două autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din orașul Vicovul de Sus. La sosirea echipajelor, ardeau acoperișul casei și acoperișul unei anexe, existând pericolul de propagare la gospodăriile învecinate. Au ars acoperișul casei pe o suprafață de 80 de metri pătrați și acoperișul anexei pe 20 de metri pătrați. S-au degradat pereții portanței locuinței pe 60 de metri pătrați și alte bunuri din gospodărie. În incendiu au pierit un cal, 3 porci și 20 de păsări de curte. Flăcările au izbucnit cel mai probabil din cauza jarului sau scânteilor provenite din coșul de fum deteriorat. Nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au salvat gospodăriile învecinate.